Aia cred că bătrână. ușor, sincer. Aia hoașcă. Aia hoașcă. Aia hoașcă. Cred că ușor, ajung în punctul ăla în care... Eu cred că ești acolo, my friend. Yeah, it's the end. This is the end. My friend. Beautiful friend. The end. Și mi se pare că sunt acum. Mai am ultima redută. Eu cred că ești... Auzi, se bea pe multe la tot? Sigur. Da? Pentru că se dacă bea? Se bea pe muntele. Eu cred că se bea. Dacă sunt numai niște domni. E de ultimate băiețeală. N-au nici măcar găini. Băi, o să vă relatez din punctul ăsta de vedere despre animale și despre femei. O să vă povestesc dacă sunt, de ce nu sunt și așa. Băi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Nu. No. Exact. Și de asta vă spun că nu mai știu ce să fac. Nu mai știu. Ești la pământ? Sunt la pământ, am atins pământul. Ce s-a întâmplat, Costică? Ce să se întâmple, frate? Viața devine din ce în ce mai interesantă grea. Ca să nu... Ah, ok, interesant. Bă, neapărat să vă zic câteva subiecte foarte importante pe care vreau să le povestim. Right. Și anume, unul la mână. Direct, din este liliac. Ședința cu părinții încotro. Da. Ok. Să vă povestesc despre o țeapă pe care mi-am luat-o pe Airbnb și să fie oamenii atenți. Țeapă ai zis? Țeapă. Să aibă grijă oamenii. Și așa. Și despre... Cultura de grâu încotro. Și cultura de grâu încotro. Bun. Așa. Hai, să începem cu... promo, The Mic, dacă, pentru că după aia o să uităm. Da, exact. Trebuia să fie Medelin Cârje. Trebuia să fie aici cu noi să vorbim un pic, dar na, din motive care țin de toată lumea, nu e. Nu contează asta. 17... Bă, iar o facem pe aia de promovăm ce nu știm. Pe bune acum. Deci este la Cisnădie. Dă-mă un telefon și caută mare festival de open mic. Da. The Mic, care a fost la a doua ediție, a fost anul trecut la Teatrul de Comedie și a fost foarte drăguț. Și acum se reface la Cisnădie. Da. Nu, nu te mai stresa. Hai să promovăm asta, Costel, după aia zicem, ne aranjăm părul. Ne gâdilăm ego-ul. E ok. Mama, deci, pe bune. Dar ce am făcut așa? Serios, sunteți incredibili. Hai mă să facem un promo, mă. Hei! Așa. Deci, la Cisnădie, lângă Sibiu, The Mic, mare concurs de open mic, da? Cel mai mare concurs. Cel mai mare concurs de open mic după stand-up revolution. Din vestul României. Da, clar, cel mai mare concurs. Prezintă 16-21 octombrie. The Mic e acolo, sunt multe zile, suntem în juriu. Da. Toți trei, tu ești, Costel? Nu sunt. Tu nu ești. Awkward. Da, te căutai tu de păr și de... Nu sunt pentru că plec într-o călătorie spirituală. Ok. Exact, aia s-a întâmplat ceva și... Zi-mă, unde te duci? Mă duc... Unde duci? Nu vreau să vă zic acum. Tu ce nu te duci la Muntele Atos? Pe Muntele Atos mă duc. Dar ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Adică... Mă duc pe Muntele Atos. Zi-mă, unde te duci? Vreau să-i învăț pe oameni ce trebuie unde făcut. Te duci? Zi-mă, unde vreau te să duci? Le spun unde greșesc. Unele faze sunt atât de mișto cu Muntele Atos. Adică Muntele Atos este manevră de PR, da. Instant washing, pe Scobar, după ăsta... Domnul cu restaurantele de a fost așa. Închis da. Nebunia, n-am ce. Prima fază s-a dus pe Muntele Atos să-și regăsească. Adică e o chestie gen, dacă faci vreo măgărie, direct Muntele Atos. Ai făcut vreo măgărie? Dar nu e Muntele Atos, nu, în altă parte, nu? Nu, mă duc pe Muntele Atos. Jură-te că duci pe Muntele Atos. Da. Du-te, mă! Ba da, mă duc pe... Cum așa? Și acolo ți-ai luat Airbnb? Da. Păi te duci, acolo nu-s femei, nu? Da. Nu că nu sunt femei, nu sunt animale, nu sunt de sex feminin. Băi, nu am... Da. Eu nu am, nu o să mă duc cu nicio așteptare, vreau să mă duc Te duci singur? Mă duc cu Răzvi, cu vecinul. Ok. Și cum ați ajuns la această... Băutură vară. Este stau la Albești acolo. Seems like a good idea at the time. Da. A zis că a fost o idee foarte bună atunci. Și cât s-ați v-ați hotărât să mergeți pe Muntele Atos? Băi, da, trebuia să fie undeva mai devreme, pe la începutul lui octombrie, nu s-a putut și acum e exact momentul în care simt și eu că m-am apucat de treabă.
Deci, așa, când o să fie asta? În ce dat? Vă așteptăm pe toți. 16-21 octombrie vă așteptăm în Muntele Atos. Eu o să mă duc să mă rog pentru voi. Să mă rog pentru concurenți. Pentru concurenți. O să mă duc să mă rog pentru concurenți, să văd care e... Și câte costă? Nu, e... nu știu cât mă costă, că la banii mei pe bune... Poate cumpăr tot Muntele la Băi, nu l-a luat pe Cali și lie tu, prietene, revinuți. Da, nu, nu pot. Băi, dar clar o să vii cu material asta, e sigur. Niciun caz nu m-am gândit la chestia asta și nici nu vreau să, nici nu voiam să spun despre treaba asta, pentru că e în zona asta atât de deschisă. Dar și câte de... meme vor fi cu Muntele? Tu nu voiai să spui despre faza asta și ai fost mai praf decât spionul ăla din Austin Powers. De două ori l-am întrebat ceea ce aș, aș, cel mai, aș fi cel mai praf spion. Deci efectiv este, spunem tot, nu să vă spun nimic. Eu îmi par de vin. Ok, o să vă spun tot. Așezați-vă. Așezați-vă că e mult de povestit. Unele lucruri. Băi, da, e interesant. Nu ai idee cine vrea să te omoare. Dar ce nu te duci în zona aia mai adâncă, mai, nu știu, pe ayahuasca, pe de-astea? Nu, mă, nu la ayahuasca. Dar de ce nu e ayahuasca pe Muntele Atos? Da, mă. Aia părți. Nu ai... Părți? Cum adică? E tot. E gen all in one. All inclusive este ayahuasca pe Muntele Atos. Da. Bă, cred că bătrână. ușor, sincer. Ayahuasca. Cred că ușor, ajung în punctul ăla în care... Eu cred că ești acolo, my friend. It's the end. This is the end. My friend. Beautiful friend. The end. Și mi se pare că sunt acum. Mai am ultima redută. Eu cred că ești... Auzi, se bea pe Muntele Atos? Sigur. Da? Pentru că se dacă bea? Se bea pe Muntele Atos. Eu cred că se bea. Dacă sunt numai niște... Bă, e de ultimate băiețeală. Ei n-au nici măcar găini. Bă, o să vă relatez din punctul ăsta de vedere despre animale și despre femei. O să vă povestesc dacă sunt, de ce nu sunt și așa mai. Știu de ce nu sunt. Dar după acolo n-ai semnal. Păi, semnală, păi dar e clar de ce nu sunt animale. Cum adică de ce nu sunt? Ca să nu cadă în păcatul... călugări în păcat. Ok, poți să înțeleg. Bine, de explicația lor, explicația lor e mai... Da, o să aflu, o să aflu care e faza, o să aflu. Nu stau mult, să știți că stau, deci doar ajung acolo și plec. Cât stai? O zi. Ai căcat. Da, pentru că nu am cum să stau mult. Păi mă întorc pe 21. Dacă știam, mă duceam de la Sibiu. Bă, dacă se găsești un vinișor acolo... Da. Eu cred că eu cred că o să fie călugăria un pic traumată. O să fie la modul pe insulă nouă. Și mie mi-e frică de animale de parte feminină și costel. Păi și mie și eu sunt un pic îngrijorat de tot ce o să fac acolo. Sunt dar, un pic dar îngrijorat. Dar care e scopul? Hai să o luăm așa. Sau pur și simplu a fost scopul? Eu nu am niciun scop în viață, scop în general. În viață, da, înțeles. Adică mi se pare că da, mă, e ca o pânză care bate vântul sorții, da. Nu. Ok. Wow, ce frumos. Sunt și poet la bază, să știi. Nu, ești un recitator de poeți. Scoateți metaforele tale, bă, gămești. Live. Fă-ți metaforele tale. Fă-ți metaforele tale. Bun, mai furați. Știi că eu îl urmăresc pe... În fine, nu mai... Cine? Pe cine urmărești? În fine, pe... A ieșit o melodie acum cu Tot Eu. Și tot eu... Tot tu, mă. Cum se cheamă melodia aia? Totul, ceva cu totul, da, știu. Și e furată și de la... Și e furată de la Nonis, care e un DJ de pe la Bambu. Tu ești totul meu, totul meu, da? Da, okay. Și a fost, bă, frate, nu mai furați dumele. A făcut o postare pe Instagram cu nu mai furați dumele. Și vreau doar să zic că în continuare te respect, dar... Cine, cu cine? Un perete aici. Cu Nonis, zic, dacă se uite, nu cred că se uite. Dar zic că... Încearcă, poate eu faci un scandal. Eu zic că dumele nu e de vorba că se fură. Dumele vin. E ceva care dacă e o dumă care pare simplă, îți poate să vină la toată lumea. E da, posibil pe, să vină la toată lumea. Pe mine ce mă amuză foarte tare că m-am uitat la... Am impresia la... că toată, dacă am făcut-o, mi-a venit mie la un moment dat, e a mea prin lege. Nu, e a tuturor. E a tuturor. Nu, e bine. Bă, sunt comunist la faza m-am uitat asta. De mai multe ori la Coțofană, aia cu poliția muzicii. Mai e cu... Mai face, da. Cum da, e da. Părul? Și e foarte interesant dacă te uiți la asta cu muzica și la asta cu glumele. Așa. Că dacă cineva saltă o glumă sau îi se saltă o glumă,
E o discuție, bă, e ok, nu e ok, hai mă că e ok. Sunt foarte mulți oameni care sunt de părere că tu dacă scoți o glumă și cineva ți-o repetă, uite exact cum zicea Costel, hai mă că e o vorbă, așa o zice și ăla, e gluma ta. Așa. Bă, și la muzică, sunt niște faze de-astea din gen, trei note. Trei note. Da, mă, da, bă, 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 ia să vedem. Stai, nu cumva ai furată piesa. Ding dung dung. Ia uite că la asta e ding dung dung. Mamă, frate, nu e melodie. A furat piesa. Bă, dar e la nivel de trei note, știi? Lăsăm la parte acțiunile justiției și asta, că acolo e mult mai greu. Bă, dar la muzică, dacă trei note seamănă, sunt suspiciuni că e furată piesa. Dacă cineva îți saltă două minute de glume, hai mă, frate, ce căcat. E niște vorbe. Bă, dar nu este... Bravo. Nu e o părere general totuși, adică majoritatea oamenilor... Bă, eu am văzut de foarte multe ori când era vorba de furat glume, mi se pare că oamenii greșesc în două direcții total opuse. Așa. Una aia, că exact cum zicea Costel, că dacă e o chestie la prima mână și știi că după niște ani începi să-ți dai seama ce poate să vină oricui și ce e o chestie, știi? E, la alea care sunt la prima mână, normal, oamenii sar că mama ai furat-o. Da. Și la alea care chiar sunt furate, oamenii sunt, hai mă frate, serios, acum, mamă, ți-a furat eu o glumă. Pișa mă și pe, exact ca Tibi, pe, ai glumă. Ai glumă pe bune, deci da, aia cu... Ai glumă. Da. Și asta spun că mi se pare că o fac simultan, știi? Da. Dar la muzică, ți-am zis, e un nivel de la care se privește, se analizează foarte, foarte adânc și la glume e, hai mă, hai, aseară, hai, ca să că eram mega obosit și ca să nu culc copii, m-am apucat să cânt la chitară. Ai zis că ești mega obosit și ca să nu culc copii. Da, și ca să nu culc copii, că eram așa, m-am început să cânt la chitară și am vrut să cânt melodia de la Coldplay, Yellow, da? Okay. Am scos telefonul, m-am uitat pe aplicația cu tabs, pe Guitar Tabs, nu știu ce. Așa. Și hai să... Este același sol, același re, același la minor, același do și do major cu m-ul acolo, nici nu știu ce înseamnă chestia asta. În fine, nu mai știu notele. Nu știu. Și au mai adăugat un sol sus, spendat, 4, un G sus 4. Okay. Și aia a făcut ca să nu fie ca celelalte melodii. Ai văzut compilațiile alea de trei acorduri, da, deci că sunt sute de melodii făcute. Deci ce cred că în muzică, ce cred că în muzică face diferența și să duc oamenii să-i vadă cât de bine arată solistul. Cât de bine arată solistul și dacă îți place sau nu formația. Da. Zi-mi melodie de la Bush. Kate Bush? Bush. A, o melodie de la Bush? George Bush. Hai mă, de la George Bush nu știu, dar de la Bush, de Letting the Cables Out, Letting the Cables Sleep. Gasoline. Nu e Letting the Cables Sleep? Letting the Cables Sleep și era aia... Aia mi-a plăcut cel mai mult, Letting the Cables Sleep și... Dum, dum! Dum-dum. Da. În fine. Cu muzica, nu? Toate la fel. Deci nu e... Dar să trecem la ceva foarte important, ședința cu părinții, da? Hai că acum încep eu să-mi pun greu după urechea să-mi bag pula. Ia, hai, discutați că... La ședința cu părinții, cred că am fost odată ca copil. Bă, da, aici cred că o să fiu mai mult sigur, că eu nici eu nu merg la ședință cu părinții. Băi, uite că cum e toată treaba. Deci, eu sunt, am o poveste în care am fost traumatizat după ce au mers cu ai mei la o ședință cu părinții. Da, știu. Deci eram în clasa, nu mai știu în ce clasă eram, cred că a șapta. Asta e frumos. Să fi fost anul 1933. Să fi fost 1833. Eram în clasa a șaptea, cred că, nu, de fapt a opta. Mint. Deci, să știți că nu e nimic adevărat în ce vă povestesc, neam. Deci eram prin clasa 8-a. Eram în clasa 8-a și mi-au luat ai mei Pentium-ul 1 despre care ți-am mai povestit pe la Comedians pe drumuri, turbo. Cu butonul de turbo care l-apăsai când părea că nu-ți merge calculatorul. Da, ia du-te, recută aici un pic de turbo, că nu merge dumul. Ce făcea, nu? Făcea ventilatorul să meargă mai tare. Nu știu care e faza, doar că s-a prindea un beco la portocaliu și făcea un zgomot. Asta e ventilatorul, de da tare ventilatorul. Ți-am zis, îți dădea impresia. Da. Și nu apăsai oricând, când vedea tăia că am apăsat. Închide dracu, închide turbo! Ce vrei? Că plătim la curent? Dar noi băi, suntem nu mai oameni curge. De turbo aici! Nu mai curge apă caldă, închide turbo! Real, ăsta, real. O să facem acum exact cum face, așa. Cum îl cheamă... Cum da ce cald e aici, sunt astea, că... Da, în fine. Și ideea este că...
în clasa 8-a trebuia să am examenul de admitere pentru clasa 9-a, fiind pe calculator jocul Heroes pe care l-am... Și băut? Și, nu. Jocul Heroes a fost printre puținele jocuri pe care le puteai juca, la modul să-ți creezi orașe, castele, eroi și așa mai departe, și după aia să dai rândul celuilalt. De obicei să juca online. Dar aici puteai și să... Aveai și net acasă? N-aveam net. Tocmai asta e ideea, că n-aveam net și atunci trebuia să joc cu colegii mei din școală în casă. Îmi făceam treaba, după aia dădeam la rândul următorului ca să se joace. Ăsta era Heroes. Perfect. Și eram nebunit după jocul ăsta. Și am avut am adunat o grămadă de absențe pe care încercam... Le-am băut multe absențe la viața mea. Absențe și absint. Și ce făceam? Cum se întâmpla? Cum decurgea tot procesul de joacă al nostru? Ne duceam, plecam când mergeau părinții la serviciu, ne duceam și noi la școală. Știm ce înseamnă incredibil. Se ducea părinții la serviciu pleca de acasă, descuia ușa, o închidea după aia servieta. Înapoi, la lift, frumos, mergea, intra în lift, s-o uita în oglindă. Cum se duceau ei la serviciu așa. Părinții? Eu ajungeam la școală și luam pe colegii mei, pe Culai și pe Cristi, și ne întorceam acasă și nu mergeam la ore. Bă, și jucam. Și dă-i futut în cur. Bă, băiatule, cât ne-am sub pulile. Da, vezi, nu s-a prins. Asta e faza, frate, că nu s-a prins. Nu s-a prins. Și pe rând, că trebuia să-l lași și pe ălalt. Dacă ne plăcea, rămâneam homosexual. Și Heroes 2 să futeau, unul făcea Heroes. Dacă ne plăcea, rămâneam homosexual. Da. Vezi, asta înseamnă un heterosexual adevărat. Asta, ne-am supărut și nu ne-am plăcut. Asta real. Dumnezeu mi-e martor că am încercat. Nu-mi place tată. Abia acum mă simt un bărbat adevărat. Așa. În fine, și ne jucam noi Heroes pe acolo, bineînțeles că am lipsit de la școală. Bă, și trebuia să justificăm de ce n-am venit la școală. Da. Și Cristi a avut, cred că o lună de zile, poate v-am mai povestit, s-a lovit la un moment dat și a prins degetul în lift și a avut degetul bandajat. O lună a venit cu bandajul ăla și a zis, doamna, trebuie să mă duc la spital când mi-e rău și la la la. Fiecare a fost, doamna dirigintă, dacă se poate, nu pot să fiu la școală, că am... La la la. Așa. Și ține doamna asta? De bolonieze. Doamna de bolonieze. Doamna de bolonieze. Așa. Cu diabet și bea, cred că a și murit, Dumnezeu să o ierte. Bea cola în fiecare oră. That's a lot of tangents. Da? Nemotivat, zicea Iana, nu o interesa. Și nemotiva toate absențele, lăsându-ne impresia că scăpăm, cu creionul. Am motivat cu creionul acela care se șterge foarte ușor cu radiera. Dar Dumnezeu e sus și vede. Da. De-aia a murit. I-a dat diabet. Vezi, părerea mea că motivează, tată. Da. Bă, mă rog, ideea e că... Fii asumat. N-a simțit să motiveze. N-a simțit să-și asume motivarea. Și faza a fost așa. Deci, eu știind, văzând-o cu ustensila de motivare a absenței, că încercuiește absența, m-am simțit foarte în siguranță să-i zic lui taică-meu să meargă la ședința cu părinții. Și l-am trimis. Du-te, tată! El a plecat de la serviciu. A ieșit și s-a dus în lift, a apăsat pe buton și a coborât. Așa. NPC. Și s-a dus la ședința cu părinții. Bă, și când s-a întors. Oh my God. Ceilalți colegi ai mei care știau că au absențele astea au avut înțelepciunea de a un fel de Vio și Teo ai mei din clasa a 7-a, 8-a, Cristi și Culai. Au simțit că nu trebuie să le zică părinților. Eu i-am trimis și faza este că au spus de toți trei că riscăm să fim exmatriculați. Și l-am trimis pe taică. A opta. Mi-aduc aminte a opta pentru că era și presiunea. Era presiunea. Presiunea că admit. Ăștia trebuie să ajungă la liceu și nu au... Uite ce note au, uite câte absențe au. Și a venit taică-mea acasă, eu eram...
Eu relaxat, eram relaxat. Turbo la maxim. Era turbo, dat la calculator. La calculator, bă, mai dădeam o leacă, Heroes. 2 litri de vin la bază și bă, sunt deja 2 litri de vin. A venit tătuca, ai noroc tătuca. Fumam? Fumam ceva. Culai sub birou. Culai sub birou. Na, în continuare. Relaxați, relaxați. Așa. Sex în curs și da. De genul ăsta. Așa. Dormitor. Bani de drum. Scuze, nu costele, zi. Așa. În fine, și ideea este că a venit taică meu la ședința cu părinții și a intrat în casă și cred că a început să vorbească de pe hol. Așa. De pe coridorul blocului. Pentru că a intrat eu nu mai merg la ăsta la ședință să mă umilească. Mă, m-am simțit rușinat. Că l-a ridicat în picioare asta, și fiind singurul părinte prezent din toată gașca de părinți, a luat-o el toată și pentru ceilalți părinți. Ea suna pe toți părinții din cartier și au venit în bloc, au venit la mine din bloc și din cartier, au venit la mine acasă. Și eram puși, bă băiatule, deci cum stăm noi la podcast acum, eram puși pe o canapea, eu, Culai și Cristi, și ăștia vorbeau, părinții, îți dai seama, nervoși, băi, voi știți câte absențe au ăștia? Au peste 100 de absențe. Cât? Și noi, și așa, și eu mai uitam la ăștia și ăsta cu Lai și cu Cristi s-a uitat la mine. De ce morții mătei? Ai trimis părintele la jur că s-a învăpat. Am crezut că ne-am motivat de adevăratele absențe. Bă, coai, nu trimis părintele la absențe când suntem în clasa 8-a, mă, mâncați așa. Și era o discuție dintre noi așa, doar din privire. Și veneau, mai veneau părinții, ne mai futeau câte o palmă. Da? Din aia. Și ceilalți erau unii părinți care nu erau cu faza asta cu bătutul, dar nu aveau ce să facă. Erau obligați. Eu nu sunt de acord, să știți. Vreau să consemnez acum că nu sunt de acord cu toată treaba asta, dar dacă se face, pam, pam, pam și mai toți am fost bătuți. Trebuie să ia părând pe toți. Da. Că în filmele alea ne-ar fi bătut pe toți. Extraordinar. În fine, deci eu am această poveste traumatizantă, să spunem, pe alocuri despre ședința cu părinți. Deci ăsta a fost intro-ul. Da. Nu. Și acum am... Da, știu. Stăm aici. Nu. Am fost nu la plec. Ședință. Deci eu stau de toți banii, nu plec. Bine. Așa. Și după aceea să vii și tu cu subiectele pregătite de tine. Da. Și când vorbesc să mai pui grâu în păr. Și după aia a fost... ce dracu să facem? Și după aia, fiind asta, trebuie să mă duc la ședința cu părinții la copiii de la Waldorf. Acum să facem, eu am fost la școală de stat. Facem o paranteză. Ai fost acolat, acum e paranteză pătrată. Deci, efectiv, facem acolat. E mai mult, există ceva peste acoladă? A trebuit. Cu acoladă, o acoladă mai mare. O acoladă mai mare după aceea. Okay. Deci facem o acoladă mai mare. Paranteză pătrată acum. Paranteză pătrată. Eu sunt zodia. Noi ca tempera. Fiind ultima zodie din zodiac, avem tendințe oarecum mai... Keep trolling. Așa. Da. Și ideea e că, având această experiență, mi-e un pic greu să mă duc. Nu îmi vine să mă duc la ședința cu părinții. E, fiind la această școală privată Waldorf, școala liberă Waldorf, unde nu fac tabla mulțirii, nu se scrie pe foaie, se scultează în lut, ca să o ții minte toată viața. Tabla mulțirii se duce ca poruncile lui Moise. Mama lor. Oricum, eu n-am nicio treabă. Așa? Vreau să te întrebi pe muntelea tu, să nu te de pe cătii. 6-3-18, știu tot. Să nu pici pe muntele Atos. Nu, dar dacă se uită cu și mai muntele mare. Muntele Atos. Așa, zi. Am mers cu un pic de emoții la ședința cu părinții. Și la ședința cu părinții, la această școală privată Waldorf, a fost foarte frumoasă, pentru că a fost... Și acum vom face un joc cu părinții. Adică nu a mai fost acea tensiune pe care cred că o simțeau părinții să fie... Uite, copilul dumneavoastră, uite ce faci. Și a fost o ședință în care să ne cunoaștem și ne-a pus să desenăm.
Bă, deci vreau să zic că ședința cu părinții... Cum ați da în copil? Cum ați da în copil, arătați? Bă, deci desenați vreau să... un copil exmatriculat, domnul Bojoc, ca să nu fie... Cum ați desenat dumneavoastră un copil exmatriculat? Cum ați vrea să lovim pe copilul dumneavoastră? Desenați dumneavoastră cum ar trebui să trecem, să tragem de perciuni. Oh my God, da. Bă, și faza a fost că am ajuns cu acolo. Plăcile alea pe care eu scurt. Căietul studențesc, în fine, da. Tablă studențesc. Și a fost la, am fost la această ședință, bă, și ne-am jucat. A fost un joc cu părinții, ne-au pus să desenăm. Dați aici, așa. Și mi-a plăcut atât de mult pentru că este, din punctul ăsta de vedere, îmi place că noi, ca umanitate, ne-am mai sensibilizat și nu mai suntem... judecata aia și ne-au pus să desenăm și ne-a spus după aceea, după ce am desenat, asta mi-a plăcut foarte mult, că după ce am desenat fiecare ne-a pus să zică din cer, îți dai seama ce? Grădini, școala am ales și eu, dar cum sunt, din cer vine o linie și lăsați această linie să vă pătrundă prin creștetul capului și după aceea prin mână să desenați linii. Și am făcut linii, bineînțeles, am desenat niște linii și după aceea, după liniile respective, ne-a zis colorați anumite spații dintre intersecții dintre liniile respective în așa fel încât să vă un pic asta de... era școala, ședința cu părinții. Ședința cu părinții, da, man. Stai, imediat. Și după aceea ne-a dat se de la... Se ridica aur în mine, deci se ridică. Da, exact, normal că se ridica aur. Dar luați, dați bătaie la copii și faceți un neam puternic. Exact. Avași culorile și ce ați colorat așa, curcubeu, nu? Culorile curcubeului, da, nu? Da. Fiecare a făcut arii. Fiecare. A făcut un stag LGBT acolo. Bă. Da, și am desenat și după aceea a trecut fiecare desen al fiecărui părinte pe la fiecare și ne-am uitat. Și ce a zis, următoarea treabă care mi-a plăcut foarte mult, a zis că psihanalizat desenele unul altul. Nu ne-am psihanalizat, ci la noi nu este important cine a făcut desenul, este ce am simțit când am văzut desenul celuilalt. În fine. Iată școala, diferența între școala pe care am făcut-o eu este, dacă nu vin cu măt atuns. Îți dau și capul meu să-ți dai ochii peste el, să știi. Asta vreau să vă zic. What the fuck? What the fuck is going on? Ce se întâmplă? Este... După care v-ați pișat unul pe altul, ați cântat un pic la bongos, nu? Păi și, bun, și a fost o deci de, de copii n-ați vorbit nimic? Nu s-a vorbit. Nu, pentru că despre ce simți ca părinte, da, mă. Da. Da, dar și... nici așa individual să... Aia, alea doar dacă e un copil problemă, dar nu sunt copii probleme, pentru că dacă... Că nu există probleme, frate. Nu există doar culori neînțelese. Orice crimă și viol se întâmplă în școala aia, se rezolvă în școala aia. Nu e... Prin desen. Prin desen. Oh my God. Dar și dans interpretativ. Da. Și ce mi-a plăcut, adică am fost la modul, mă gândeam așa, zic, bă, știi ceva? Dacă știam că e așa ședința cu părinții, păi vin data viitoare, vin cu MPC-ul, vin cu calculator, zic, vreau să vă pun o melodie în timp ce se... Copilul dumneavoastră. Copilul dumneavoastră. Da. Bă, da. Nu știu acum dacă automat face niște oameni mai slabi, cum ar zice Andrew Tate, dar... Andrew Tate nu mai trebuie omorât de către copiii de la Waldorf. trebuie copiii de la Waldorf, când ăsta e examenul de capacitate. De capacitate. Ăsta ar trebui să fie examenul de bacalaureat. Copiii de la Waldorf să-l omoare pe Andrew Tate. Pentru că așa creezi niște puteri, niște oameni puternici, sensibili. Puternici și sensibili. Adică zic că cumva idealul de cum ai vedea tu în viitor, să zicem, luăm bărbați momentan. Ideal de bărbat. Unde ar trebui să fie, având în vedere unde sunt dreptul lumea? Costă. Eu vreau să cred că așa. Bărbatul, criminalul 50 în serie... De ani, 50 de ani. Deci, cum ar trebui să fie un bărbat ca bărbatul lumea în care de ani? Când își face dreptate... Nu. Bărbatul ar trebui, orice om ar trebui să, nu cum că bărbatul. Bărbatul și femeia ar trebui să-și facă dreptate. Cum adică să-și facă dreptate? Să-și facă dreptate, adică să omoare pe alți oameni. Ah, ok. A crezut că vrei. Și să-și ceară scuze după aceea că a făcut asta. Și să plătească pentru o... Numai că dacă vezi mai degrabă că... Criminalii în serie ar trebui să plătească pentru o mormântare. Sunt mai mari șanse să ducă pe zona Andrew Tate sau pe zona LGBT... Dar nu e de parcă astea sunt cele două zone. Păi sunt cele două zone. Nu, eu nu cred așa, te uiți prea mult pe internet. Ok. Are un pic dreptate, să știm.
Da, este doar pentru că e viața pe internet. Viața e undeva asta la mijloc, să știi. Da, doar pentru că e internet, viața asta pe nu înseamnă că e... Da, nu mai zic. Bine. Ce, am venit la podcast, vorbesc. Deci nu... Fă-ți treabă. Dacă ar vorbi acest ursuleț, ar vorbi... Ce faceți, bă, care încă ura? Ce faceți, bă, băieți? Ce numai, faceți? Nu mai spune nimeni nimic. Bună seara, bună seara. Să mai vorbească și ceilalți, lăsați-l. Da. Eu îi povesteam lui Teo, m-am enervat săptămâna asta, că m-am uitat la Limitless. Limitless, oameni buni, nu ăla cu Bradley Cooper, în care ia el pastila de a doua zi și explodează capul și începe să facă bani că nu și-a făcut viața. It's fine, dacă stai să te gândești. Dar nu era și o chestie cu o fată care a luat drog, care îți deschide 100% Posibil. Capacitatea? Nu, aia era cu Bradley Cooper, nu era cu fată. Ori fi fost și cu fată. Dar a fost și o fată. Nu s-a uitat nimeni la fată. S-a uitat la Bradley Cooper. Mă, că a fost cu... O duduie atractivă. Da. Okay. Chiar Scarlett Johansson. Și au făcut... Și nu era Limitless? Ceva în genul Limitless. No. Și pe Lucy da. Pe Disney Plus avem pe Chris Hemsworth, care a făcut el un miniserie. Acum sunt miniserii, dacă ați văzut, când înainte erau filme seriale. Și miniseriile astea, ai văzut cum de fapt au un film pe care îl întind pe 4-5 episoade? Da. Morților. Și Limitless. Ce se întâmplă Limitless? Este Chris Hemsworth, care are probleme cu stresul. E stresat. Care mă, Chris Hemsworth? Era Thor în morții lui. Dar cu ai, Thor are probleme cu stresul. Și Thor este stresat. Și am zis, nu, băi, trebuie să fie o limită, mă, care n-ai voie. Dar se numește Limitless, ce limită să fie? Bă, n-ai voie să te plângi, ești celebru, bogat, frumos, are și trei copii frumoși. Bă, se numește Limitless. Da? Și bă... Și fii atent, fază tare, că de fapt ce se întâmplă, long story short, că vine o femeie, care normal că e o femeie psiholog, că e, cred că bărbați psihologi erau, bă... Da, pentru că bărbații au luat zona de preot și femeile au luat zona de psiholog. Și fii atent, și el trebuie să facă să-și pună stres asupra lui ca să rezolve stresul, nu? Da. Și orice probă e cumva cum îmi dau eu jos tricou. Dacă ar fi să, în toate, să bagă în piscină, să mai uită așa, să mai dezbracă puțin și arată foarte bine că e Chris Hemsworth. Și asta îl stresează. Da, și are gânduri, ne explică cum are voce în cap. Pune, toată lumea are voce în cap, mă. Se trezește din al două, sunt oameni care două dimineață, da. Cum și asta cheamă? E cealaltă, ce, pe Chris Hemsworth? Cheamă pe oamenii care cum li se spune celor care n-au gânduri în cap? Nu e vreo asta, e vreo că unii oameni nu e o boală sau ceva. Pur și simplu, unii oameni au monolog interior, alți oameni n-au monolog interior. Wow, ai aflat despre oamenii ăștia? Da, 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 da. Și cunoaștem pe cineva? Există așa ceva? Bă, nu știu, că e foarte greu să-ți dai seama... Bilți o fi oare? Bilți. Dar nu arată altfel din afară, doar că au o viață interioară diferită, nu au monolog interior, adică nu au vocea aia în cap care merge continuu. Ce tare e asta. S-ar putea să fie tare, de ce să fie aiure? Mi se pare foarte tare asta să nu ai... Da. Pe mine chiar îi ziceam lui Alex astăzi de la Sunet, salutări, nu ești cu noi, că când mă culc, îmi pun white noise. Da. Și când îmi pun black noise, African American noise. Caucasian noise. Okay. Exact, multicultural noise. Când îmi pun aia, nu dorm foarte adânc și așa mai, sunt și obosit. Nu mi-e bine. Nu sunt ok. Da, face foarte bine white noise-ul ăla și Melinda își pune white noise-ul. Da, e foarte extraordinar mișto. White noise-ul, este impecabil. Dar dacă ești obosit, nu trebuie. Adică eu, de exemplu, dorm cu dopuri în urechi, știi? Și dacă îmi pun dopuri în urechi și nu mai aud nimic din jur, ăla e foarte... Dacă ești obosit, cad lemn. Da. Deci aia e... Nu știu, și lipsa zgomotului. Să știi că ți-admir somnul. Dar nu ar trebui... Că dorm foarte prost uneori. Dorm foarte prost uneori, dar mare parte dorm bine, pentru că este efectiv faptul că... De ce? Nu, pentru că... N-am mai dormit împreună de mult. De când jucam Heroes, îți mai ziceam. De când ai atins pe țuțe, crezând că mi-am pus silicone. Ce bine că nu ți-ai pus. New York, 2018. Mă, 2018, cum ai că 2018? 2008 la New York. Da, da, 2008. E o poveste foarte funny, dar o să o spunem altă dată. Dar când îmi accept și eu frustrările.
Dar, bă, da, somnul tău, mi se pare că faptul că nu răspunzi până la ora 1 după amiază e extraordinar. Da, dar am și telefonul pe silent, nu e de parcă sună și nu răspund. Ok. Hai să rezolvăm problema asta, pentru că telefonul pe silent sunt lucruri de rezolvat. Este, am fost acum niște ani de zile într-o vacanță și nu știu ce s-a întâmplat, mi-am pus telefonul pe silent. Așa. Și de atunci am descoperit o nouă dimensiune a vieții. Telefonul pe silent. Da. Telefonul pe silent. Eu până atunci aveam telefonul, îmi suna. Și îmi suna tot timpul și mă uitam, vedeam cine sună, răspundeam sau nu, dar suna tot timpul. A, tu zici în vacanță să-ți lași, să-ți pui telefonul, da, non-stop. După, da, okay. Și după aia când m-am întors, am lăsat în continuare pe silent. Eu am telefonul pe silent în continuare. Da, deci nu-mi sună niciodată, ceea ce este minunat. Da, este da. Minunat, pe bune. Da. Uneori mă alerg cu oamenii. Îți mai aminte că am făcut niște astea. Da. Nu ți-am plăcut să ne sunăm de eu două, trei ori? Eu sun și nu-mi răspunzi, tu mă suni și nu-mi răspunzi. Și așa, și așa. Extraordinar, Babluc. O dată, Babluc. Babluc, cât îl îmbărnește. Efectiv asta fac, efectiv asta fac. Bă, dar telefonul pe silent este un nou nivel de confort în viață. Pe cuvântul meu, e superb să ai telefonul pe silent. Da. Și de-aia nu răspund, că nu sună. Melinda își ține telefon, sufăr din cauza ei, că ea nu și l-a pus pe... Spune, și noaptea? Da. Oh my god. Yes, așa. Da. Nu, dar uneori sună, da. Și ciudat. Dar ți-ai zis, asta e faza. Nu ții pe silent, ești într-o bulă a ta de viața ta. De ce se pare și normal să faci asta. Mă rog, am niște oameni pe excepții. Adică am niște oameni când, da, că e urgență sau ceva, na. A, că poți să-ți alegi de la cine să sune. Da, cine da, să da, sune, da, da. Da, e mișto asta. Dar voi nu sunteți pe excepții. Nu suntem pe excepții. Așa este. Nici eu nu sunt pe excepții. Mă sună. Da, dar da. Deci bun. Nu știu dacă trebuie să-mi invidiez somnul. Într-adevăr, când dorm, dorm ok, dar dacă sunt obosit. Și eu cred că... E minunat somnul când ești obosit. Da. Aia, când dormi și asta te, mi se după pare... aia te întrebi, mamă, am dormit 12 ore, vi s-a întâmplat treaba asta în ultima perioadă să mai dormiți 12 ore? Nu e ok. Nu e ok să dormi 12 ore. Ce? Nu este o chestie culci obosit, foarte obosit, că nu te odihnești. Bă, nu e adevărat. E cel mai dulce somn când ești obosit și mai ales când, când ești obosit fizic, mă. A, dacă am ești avut obosit în vară, fizic, altceva. Spun, dacă ăla e cel mai da. Dulce somn, adică când am mai mers în vacanță, exemplu, și am mers, nu știu, 6 ore în continuu pe jos, 7 ore în continuu pe jos, bă, frate, e un somn, adică cazi, da, e minunat. Când ești obosit psihic, adică dacă e de-aia gen, mama, am stat la birou 10 ore, am scris ce am făcut. Bă, e oboseală foarte nasoală, adică din aia chiar nu dorme ok. Da. Am avut o petrecere cu preoți la mine la Albești. Am avut o petrecere cu preoți la mine la Albești și a pornit la 11 dimineața și la ora 8 m-am culcat. Bă, și am dormit 12 ore. Și preoții au rămas? Nu mai țin minte de pe la 3. După amiază nu mai țin minte nimic. De la a doua sfeștanie da, nu mai țin. Bă, da, și noi asta tăiați. Uitați că m-au rugat foarte mult să nu mă rugat să nu zic, dar gata, am uitat. M-a rugat părintele. Părintele Aristofanie. Așa, părintele. Vecislav, toți m-au rugat, m-au rugat să nu le zic numele. Deci o să tai asta? Nu o să tai asta, dar e o glumă în pana mea. Este o glumă, nu s-a întâmplat asta, îți dai seama. Da, e normal. Pe bune, fac glume de genul acesta. Oh, părinte, ușor. Ușor da. Cursulețul de altar. Ușor, părinte, da. Da, da, da. E distractiv. Da, este distractiv. Dar... târziu. Deci, Teo, vrei să ne... Vrei să zboară timpul când vrei să pleci. Ai un subiect pe care vrei să-l propui la... Acum nu mai am. Nu ai? Nu mai am acum, e târziu. E târziu, Costele. Dar de ce ți s-a mai întâmplat de care vrei să zici? Adică știu că ai lucruri pe care ai vrea să le povestești, dar nu neapărat acum, la podcast. Nu, uite, vrei să zic ceva foarte... Ia zi-mi tu ce vreau să spun. Și ce vreau să zic despre tine, pentru mine, ce model ești. Ești un model de om care... mi se pare că ești un om care ai foarte mare grijă de intimitatea ta. Deci rar mai găsești în această perioadă om care să țină atât de mult să prețuiască intimitatea. Tu nu povestești lucruri despre... Adică tu povestești lucruri despre viața ta, dar nu depășesc niște anumite limite despre intimitatea ta și mi se pare foarte tare. Pentru păi că știi noi de ce? Pentru că nu văd în momentul ăsta vreun beneficiu. Adică nu simt că are rost.
că dacă e vreo poveste amuzantă, ok, e o poveste amuzantă, dar altfel așa de împărtășit, care-i rostul? Și pe partea elaltă, nu vine decât judecată. Da. Nu văd rostul la a judeca oamenii, poate jumate din ei ok, să zicem, deși, mă rog, să judeci un om pe internet, nu știu cât de ok, oricum. Da, mă rog. Dar jumatea elaltă o să fie numai idioțenii și niște abordări atât de cretine că nu mai fi trecut vreodată până cap că există. De ce să invit acest demon de rahat în viața mea? Să deschid ușa și zic, te rog, demon de rahat, intră în viața mea. Bă, uite, Tradi, răspunde! Dar vreau să te întreb următoarea. Eu te întreb și nu răspunzi. Tu mă întrebi și nu răspunzi. Deci să spun că deci e un nivel de judecată, tot ce vorbesc cu oamenii despre hate pe internet și nu știu ce. Nu e hate, este doar drogul judecată. Bun. E drogul judecată care face lumea să se învârtă. Da, și îi face pe oameni să intre în viciul ăsta. Vorbeam acum de curând că Insula Iubirii a rupt anul ăsta. De pentru ce? Că, de ce a rupt? Pentru că a fost mult mai curat decât sezoanele trecute. Deci ți-a oferit un ștaif de respectabilitate. Gen, nu erau ultimii terminați acolo să zici, hai mă frate, te uiți, dar ăștia erau mai curăței și ai văzut că a fost obsesia asta cu simțit, asumat, trăiri, adică era ceva, zici că era la terapie non-stop. Ceea ce e mult mai curat decât ce era în sezoanele trecute. Așa. Și deci era oarecum, avea și taiful ăsta de respectabilitate, dar în aceeași timp ce ți oferea și de ce a rupt audiențe și de ce ne-am uitat și noi și așa, bă, judeci oameni, efectiv, este liber la judecat, este efectiv, ia, judecă-i pe ăștia, judecă cum ai, judecă ce a făcut aia, judecă că i-a pus mâna pe cul, judecă că ai să ce. Și este cel mai mare drog pe care poți să ți-l bagi ăsta, să judeci, să zici, ai o proastă, dar și ăla prost, bă, dar eu n-aș face așa ceva niciodată, mamă, cât de idiot. Și atunci când în momentul în care îți deschizi viața față de oameni în mod public, efectiv, deschizi ușa la a veni oameni ăștia, zic, de prostii, bă, prost, curva aia, dar și ăsta un bețiv, dar ăla drogat, ăla, dar târâtura sigur aia. Sigur că da, sigur că da. Why? Dar vreau să te întreb următoarea treabă, judecata de sine, la tine în ce stadiu e, cam care e judecata de sine? Adică, la modul, cum te simți tu că te judeci Therapy pe tine? Nu, serios, că e mie... Noi suntem pe canapea, dar nu ești la de canapea, Costel. Chiar vreau să te întreb foarte serios, că cum, cam care e procentul de judecată de sine? Că dă-mi un... Cum poți să judești procentul de judecată de sine? Nu să judec procentul. Deci nu, dar vreau cum poți să stabilești procentul de judecată de sine? Cât de mult te judești? Eu cred că mulți psihologi ar rămâne cu sprâncea, exact așa cu sprâncea ridicată, la mult, procentul de judecată de tine. Adică tu consideri că te judeci mult sau că te... Enorm. Da, te judeci enorm. Normal. Ok. Sunt overthinker. Overthinker și de judecată e mult și atunci asta este și ideea. Pentru mine este destul. Așa, vă mulțumesc mult că ți-ai ajuns. Cu cât te judești mai mult, cu atât apare și e ca o supapă dintre aia, cu cât te eu așa o simt pe mine. Bă, e un nivel până la care e o supapă, după care devine o supapă pe dos, îți bagă presiune. Și trebuie să o dai, cumva trebuie să o dai și pe ceilalți ca să fie convenabil și pentru tine. Că dacă ai avea doar o judecată, fii atent, vreau să zic, dacă ai avea doar o judecată doar pe tine și n-ai judeca în rest, ar fi crunt cu dezechilibru. Dar tu știi câți oameni trec în viața așa? Nu mă zicea... Este exact asta cu judecate pentru ceți, este exact ce mi s-a întâmplat acum două săptămâni pe trecere aici, când am făcut câțiva pași pe trecere, venea unul foarte tare și am zis, bă, eu nu mă opresc, mai fac încă doi pași. Nu chiar să ajung în fața mașinii lui, dar efectiv să mai fac doi pași, să ajung lângă. Deci dacă trecea, nu mă lovea. Dar am mai făcut doi pași. Și m-am pus o frână puternică, deci cu scârț a oprit. Eu am făcut gen, e trecere, am mai făcut doi pași și el din mașină a zis, ce pula mea vrei, bă? Deci ăla este genul de om care, adică, eu să opresc la trecere, că e un pieton pe trecere, ce pula mea voia ăla, bă? Cum ai că să opresc, bă, la trecere? Ăsta e genul de om care niciodată nu o ia pe el. Gen, era un tâmpit pe trecere. Fii atent. Deci asta e, știi, mai aveai cum povestești la cineva? Era un tâmpit pe trecere. Deci merge nebunul, deci o ia la fugă pe trecere. Eu, bam, să frână, să nu-l omor, știi? Și ăla începe. Că ce pula mea vrea? Și eu mai că zis, bă, ce morți, mă? Bă, deci să nu-i bați, mă? Să nu-i bați pe ăștia, mă, de țară în față pe trecere. Fii atent, hai să zic o treabă. Știi ce cred că e o mică, și e super mișto subiect. Știi că ce cred că e o mică treabă, o mică problemă la mașini? Este că, cum se întâmplă la noile căști AirPods Max,
Impact SRL. Da, interesant asta. Că nu mai auzi este, lumea. Nu îți închide lumea exterioară. Și atunci tu trăiești și doar... mai dai și o muzicuță tare? Și îți mai dai și o muzicuță. E, tu ești acolo închis în lumea ta și tu nu auzi ce zgomot face mașina aia când pune frână sau când vine cu viteză pe o trecere de pietoni. Tu, pentru că trăiești în nemașină și pe stradă și așa, și când mergi, când te sperie, vine, tu ești la modul, te oprești și bă, mă stresez. Da. Și la ce pula mea te stresezi așa, mă, pentru că eu încă bă, cămăruța asta în cămăruța asta, mergeam în cămăruța asta. În cămăruța asta mișto unde ascult muzică și mă gândesc la ale mele. Să știi că ne-a zis și vreau să fac un mic plug și o să mai fac niște plug-uri că mi-a plăcut foarte mult la Romanian Driving Academy, la cursurile de defensive driving. Exact asta a zis tovarășul sensei Silviu. Printre toate sfaturile alea era să nu mergi, să nu conduci cu muzica dată foarte tare. Da. Și nu neapărat că te distrage, că ai văzut că te distrage. Ai văzut că atunci când vrei să parchezi dai muzica nu știu de ce. Dar zicea și de exact de chestia asta, că zice Costel, că în momentul în care ai muzica dată foarte tare, nu-ți mai auzi mașina. Și că dacă îți auzi turația motorului și asta, te influențează oarecum să, adică îți dai seama că mergi tare sau asta e dubios cu mașina electrică, pentru că mașina electrică nu mai are niciun zgomot. Să pună dracu zgomote mașinile electrice. Da, exact, măcar să pună cum ai tu boxe de zbai, boxe de să-ți auzi motorul. Nu, ales prostiile, ales în țevin așa. Poți să povestești un pic despre treaba aia, asta, mi se pare super. Începem cu asta. Ok. Perfect. Hai data viitoare. Dar faza este că știi cum ar trebui să pună? Nu mai vin. Eu nu m-am putut să-mi bag pula. Știi cum ar trebui să pună la mașini electrice? Pe măsură ce accelerezi un copil care țipă din ce mai tare. Bun, l-am plictisit pe Vio, ceea ce înseamnă că misiunea noastră este încheiată. E un succes. Hai, e ca pe vremuri. Ne vedem săptămâna viitoare. Hai că l-am trezit în sfârșit pe Vio. Săptămâna viitoare trebuie să facem iar. Trebuie să ascult iar căcaturile astea săptămâna viitoare. Mergeți la The Mic. Cei doi oameni care au rămas acum se mă uită la episod. Mergeți pe Muntele Atos, părerea mea. Ajutor. Părerea mea mergeți pe... Alegeți voi. Fiți Mike atent. Sau de Atos? Chat. Chat. Cine a mai rămas acum și încă se uită? Ziceți în comentarii. Salvați-mă. The Mike sau Atos. Deci votați în comentarii. Votați. The Mike, Mike sau Atos. Mike sau Atos. Vă mulțumim mult de tot. Ciao.